Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Știrea Cea Bună, sunt Cornel Dărvășan. În peregrinările sufletului meu am de multe ori curiozitatea să întreb pe oameni de ce au o credință stabilă în Dumnezeu. Majoritatea îmi spun că Dumnezeu a fost alături de ei în suferință. De asemenea, îi întreb și pe aceia care n-au o credință în Dumnezeu. De ce nu credeți în Dumnezeu? Ei spun așa: Dumnezeu, dacă ar exista, ar opri răul. Ar opri războiul din Ucraina, ar opri războiul din Israel, ar opri răul, domne. Când cineva apasă, e gata să apese pe trăgaci, să omoare copii nevinovați în școli, Dumnezeu ar trebui să-l paralizeze pe individul respectiv. Pe de altă parte, noi românii avem un proverb: Dumnezeu nu bate cu bâta. Atunci când cineva suferă și în aparență suferă așa pe nepusă masă, noi știm, în loc să dăm o mână de ajutor, să dăm câte un picior de ajutor cu câte un cuvânt. Dumnezeu nu bate cu bâta. Sigur, sigur, știm noi. Cine știe ce a făcut cu tare de i s-a întâmplat? În această seară vom încerca să fim echilibrați, doamnelor și domnilor, și pentru aceasta am o știre foarte bună. Împreună cu noi se află pastorul, psihologul și juristul Florin Ianovici. Bună seara, Florin! Bine venit la Știrea Cea Bună! Mă bucur foarte mult să te revăd! Bine te-am găsit, Cornel. Iată că este prima emisiune în noul an. Îți doresc la mulți ani. Mulțumesc la fel și ție și casei tale. Chiar dacă e deja luna februarie, iată că vine să crezi că așa de repede trece timpul, că nu-mi vine să cred. Nici nu trebuie să cred sau să nu cred. Pur și simplu mă uit și îmi dau seama că el trece. Cu sau fără permisiunea mea, se duce repede. Și să mai spun ceva. Astăzi, pe 3 februarie, am și un motiv de mare bucurie și un motiv de tristețe. Motiv de mare bucurie este că fetița mea împlinește un număr de ani, singura fetiță, și mă bucur foarte mult că să străiască și Dumnezeu să o binecuvânteze. Și am privilegiul să fiu tatăl ei. Și am un privilegiu, am moment de tristețe, pentru că astăzi, 3 februarie 2024, marele scriitor și profesor care mi-a fost mentor, Petre Angel, ar fi trebuit să împlinească 80 de ani. Doar că a plecat prea devreme dintre noi. Și vreau să spun că atunci când l-am avut aproape, nu l-am valorizat suficient, cred că, și acum încep să-i ascult și predici și unele interviuri, că slavă Domnului sunt încă interviuri. Mă uit la emisiunile mele vechi cu el și am așa o nostalgie și mă bucur că l-am cunoscut. Dar nu în ultimul rând, mă bucur foarte mult că ești cu noi în seara asta. Mulțumesc, Cornel. Tocmai ce ai descris viața. Bucurii și tristețe amestecate și ai descris felul nostru de a fi. Când oamenii ne sunt aproape, nu-i vedem și când nu mai sunt, vrem să-i aducem înapoi. Așa este și te provoc la un subiect pe care l-am creionat în câteva gânduri la început, mai ales că am observat că și în devoționalele tale, în mesajele tale în ultima vreme, ești preocupat de această latură dificil de înțeles a lumii în care noi trăim, suferința. Și am intitulat emisiunea de astăzi, așa cum se vede, Suferința este bătaia lui Dumnezeu, pentru că așa zic unii oameni: domnule, Dumnezeu nu bate cu bâta. Cine știe? Știe el, domnule, de ce? Știi? Și această ofensivă, această caracterizare, etichetă pe care unii oameni o pun, este dramatică, pentru că un om suferă, are o problemă, are un necaz, are o încercare, are o boală. Și pe lângă suferința aceea pe care o are el, atât din punct de vedere fizic cât și psihic, mai vin unii și se dau mari că ei nu suferă ca și ceilalți și acum înseamnă că Dumnezeu a avut grijă de tine să-ți răsplătească și te-a cam bătut. Spune-mi, te rog, întâi, ce este suferința și cum crezi că s-a infiltrat proverbul ăsta între noi, între români, că Dumnezeu nu bate cu bâta? Eu am să îți spun, răspunzându-ți cu o chestiune practică, am avut un moment foarte neplăcut, ciudat, greu de înțeles, cel puțin în lumea credinței, când atunci când, după ce mi-a murit copilul, cineva a venit și mi-a spus: te-a bătut Dumnezeu. Deci ai pățit-o personal. Da. Și eu i-am spus: posibil să mă fi bătut Dumnezeu, dar cu siguranță pe tine te bate dracu. De poți să spui așa ceva? Că contează și cine te bate. Și gândurile noastre exprimă cumva cam felul în care noi
ne ducem viața și cam ce avem în suflet. Expresia asta cred că s-a născut ca urmare a faptului că cineva a așteptat o răzbunare. Uneori parcă suntem mai mult cu ochii pe faptul de a opăți omul care poate nu îl vedem în ochii noștri, nu încape în sufletul nostru. Și asta e o satisfacție din asta, de gen nu bate cu bâta, adică nu unde te-ai așteptat. Dumnezeu te lovește acolo unde nu te-ai așteptat. De ce a apărut lucrul ăsta? Probabil că lucrul ăsta a apărut datorită faptului că oamenii nu prea cunosc cine este Dumnezeu. Deși toată ziua suntem cu Dumnezeu în gură, bine, mai mult sau mai puțin, sau într-un fel bun sau într-un fel rău, că unii sunt cu Dumnezeu în gură să-L înjure, unii sunt cu Dumnezeu în gură să îl propovăduiască sau să spună despre El. Dar cunoașterea lui Dumnezeu este de fapt răspunsul. Aici este marea întrebare. Vii în biserică și când vii în biserică sau când vorbim despre credință, vorbim despre oameni amărâți. Noi toți am venit dintr-o anumită zonă a vieții, cu eșec, cu faliment, cu probleme, cu necazuri. Și primul lucru care ți-e spune în biserică este despre Dumnezeul luminos, cum este și normal, Dumnezeul iubirii, Dumnezeul care te ajută, Dumnezeul care îți rezolvă problemele. Și pe măsură ce ajungi să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu, îți dai seama că felul acesta de a-L prezenta pe Dumnezeu, care nu e greșit, pentru că omul trebuie să cunoască dragostea lui Dumnezeu, însă este un mod facil, un mod copilăresc, după care înveți cum este Dumnezeu, înveți cum funcționează credința și îți dai seama că, de fapt, suferința face parte din viața de zi cu zi și că, de fapt, fiecare pagină a Sfintelor Scripturi este impregnată de suferință, de durere, oameni care strigă, oameni care strigă durerea, oameni care strigă îndoiala, confuzia, tulburările. Și că Dumnezeu n-a ascuns niciodată faptul că viața de credință este împlită cu suferința. Dar ușor, ușor intrăm noi în subiectul acesta, pentru că cred că sunt câteva lucruri pe care este foarte important să le sublim astăzi. De altfel, asta și face ramura unei discipline teologice, teodiceea, adică cum se împacă durerea, suferința și dreptatea lui Dumnezeu. Și din ce mi-aduc aminte a fost un filozof care a spus, ori dacă Dumnezeu nu poate să oprească răul, nu e tot puternic. Dacă poate să oprească răul și nu o face, nu e bun. Ori dacă Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu este și bun și atot puternic, atunci nu există. Adică cum pot să se împace lucrurile acestea? Adică cam asta este ideea. Eu cred că cineva a venit odată la mine și mi-a spus într-o împrejurare, a zis: "De ce Dumnezeu îngăduie lucruri rele oamenilor buni?" Și atunci am avut posibilitatea să-i răspund și cred că asta ajută. Care oameni buni? Arată-mi un om bun și îți dau răspuns. Și omul bun și omul care face tot ce este în putință să nu greșească înainte are Dumnezeu. Dorințele egoiste, are noi toți. Eu nu recunosc că nu sunt niciodată de plin mulțumit de ceea ce fac pentru Dumnezeu sau fac împlinind ceea ce Dumnezeu îmi spune. Mereu văd în mine o tendință care nu-mi place, mereu văd în mine gânduri care nu sunt bune, nu sunt cucernice, și cred că lupta aceasta va fi o luptă până la capăt. Deci, în primul rând, cred că nu există un om bun, că omul bun care zice că e bun, deja nu mai e bun, prin faptul că deja i-a intrat în zona mândriei. Auzindu-te vorbind, mi-a adus aminte de o situație specială în care mulți oameni, atunci când am fost într-o vale teribilă, au afirmat aceasta: lasă că, uite, vezi, Dumnezeu nu bate cu bâta, Dumnezeu are grijă, El este justițiarul care descoperă anumite lucruri. Florin, e foarte greu să treci pe acolo. Da, e greu. E foarte greu. Adevărat. Mai ales că este un text în Sfânta Carte care zice: cel ce suferă are drept la mila prietenului. Și dacă a greșit. Și dacă părăsește frica de acela tot puternic. Dar asta e foarte rar, textul ăsta predicat de oameni, foarte rar pus în fața comunităților. Oamenii citesc mai rar astăzi din Biblie și nu se gândesc la asta. Ci se gândesc, uite, urmăream astăzi o înmormântare în live și pur și simplu unii nemintoși, pe lângă faptul că e o femeie tânără care a murit acolo și s-apucă să
comenteze niște lucruri de scrapă capul. Oamenii ăștia, ce e cu ei? Asta vreau să-mi spui. Ce e cu ei? Ce e cu omul acela care te vede zdrobit de suferință și de felul în care este el, în loc să-ți dea o mână de ajutor, să mai trage un picior de ajutor? Uite, eu cred că sunt două elemente care, sau două trăsături pe care le purtăm cu noi și lupta va fi pe viață și pe moarte până când închidem ochii. Chiar omul credincios cred că păstrează în el frică și mândrie. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă numai acestea pot fi rădăcinile care să aibă drept efect acest gen de abordare a unui om care se află în suferință. Eu am fost șocat să citesc la sfârșitul Bibliei, la sfârșitul cărții Iov, când Dumnezeu spune: voi nu ați vorbit așa drept ca robul meu Iov. Spunând asta celor trei care l-au împresurat pe Iov. Cât timp au tăcut, Dumnezeu n-a comentat și a fost bine. Când au început să vorbească, eu simplu, comparând așa ca un om care citesc Biblia, comparând ce au spus ei cu ce a spus Iov, eu mai degrabă m-am tulburat la afirmațiile Iov. Blestemată să fie ziua când m-am născut, tu ești ca un balaur care mă vânează, ochiul tău e deschis asupra mea zi și noapte, tu îmi ceri să fiu fără păcat, în păcat m-a zămizit mama și lucruri de acest gen. Ei vorbesc foarte drept și am tot întrebat, de ce Dumnezeu a socotit că ei n-au vorbit drept? Cornel, ce am observat eu este faptul că uneori noi căutăm interpretări ale suferinții altora de frica că am putea o păți noi și tot căutăm să ne explicăm că există uneori o cauzalitate, sigur a făcut el ceva de este acolo ca să ne, cumva ca să ne încurajăm pe noi la gândul că noi n-am putea trece pe acolo, când de fapt realitatea este că nimeni nu știe ce vale îi va rezerva mâine viața. Cumva din dorința aceasta de a avea un fel de calmare a sufletului nostru și de liniștire, trebuie să găsim neapărat o explicație. Dacă ard pădurile în Grecia, sunt niște păcătoși, dacă vine valul în Thailanda, ei au fost la distracție, trebuie să găsim niște explicații, când de fapt în spate este o frică încă nevindecată. Ar fi una dintre variantele pe care le tot gândesc de-a lungul timpului. Foarte multe interpretări ciudate vin când ai teamă. Frica nu este un bun generator de gânduri. Frica nu este mediul în care să se nască înțelepciunea. Frica este un mediu în care îngheață, propriu-zis, înțelepciunea. Și a doua este mândria. Mândria că mie nu mi s-ar putea întâmpla lucrurile acestea. Un fel de contabilitate a relației cu Dumnezeu. Adică când spun contabilitate, îngăduie-mă că îți voi plăti tot. Adică o încredere în puterea mea. Eu am puterea să plătesc, eu am puterea să fiu altfel decât alții. Și fie că răspundem în mândrie, pentru că ne punem pe noi deasupra celorlalți. Mie nu mi se poate întâmpla, domnului. Da. Fie reacționăm în frică. Foarte interesantă această ramificație. Apropo de asta cu mândria, Gabriel Liceanu scrie în cartea Declarație de iubire, la capitolul despre Horia Bernea, un prieten foarte bun care a murit, zice așa: mai izbit în nenumărate rândul la înmormântări sentimentul de superioritate pe care le arată cei rămași în viață. Eu sunt încă aici, pe când el a plecat, așa că eu sunt mai important. Însă zice Liceanu ceva foarte interesant. Acest sentiment însă dispare atunci când cel care a plecat este un prieten bun, o rudă foarte apropiată, cineva drag sufletului tău. Pentru că odată cu el a plecat și o istorie din viața ta, din tine. Ai plecat o parte din tine. Adică e o pierdere. Este o pierdere. Da. Ei, dacă noi am avea capacitatea să ne punem întrebarea, domnule, cum ar fi dacă ar fi copilul meu în locul lui sau eu dacă aș fi în locul lui, cum aș vrea să mi se facă, cum aș vrea să mi se spună în astfel de momente? Aș vrea să mi se spună ceva? Comunicarea în genere ne învață că la momente cumplite de suferință nu prea suntem înțelepți. Idei de genul, când îți moare un copil, spre exemplu, l-a iubit Dumnezeu, l-a chemat la el. Las că faceți voi altul. Dumnezeu vrea să fie un fel de steag al lui, al mărturiei lui. Toate aceste lucruri, numai steag nu te simți tu atunci. Toate aceste lucruri nu și-au rostul în acel moment. Cel mai bine este să taci, cum spuneai despre prietenul Iov, care au trecut o vreme, să taci, să fii alături și eventual să întinzi o mână, să mângâi pe cineva, că n-ai cuvinte care să îl scoată din necazul lui. Vezi, Cornel, că s-ar putea să fie la bază
aceeași chestiune care ți-o spuneam. Mândria de a te explicații acolo unde ele... Exact, nu că nu există, dar noi știm că nu afirmăm noi, afirmă cel ce ne cunoaște. Cunoaștem în parte, știm în parte. Dacă am acceptat ideea aceasta că avem limite în înțelegerea planurilor lui Dumnezeu, atunci poate că ne-am smeri și am spune, nu sunt în măsură să dau un răspuns. Sunt în măsură însă să fiu lângă tine și să te ajut cât îmi stă mie în putere. Eu nu am îndrăznit niciodată să spun despre necazul unui om că eu cunosc cauza. Când mie mi se întâmplă un anumit lucru rău, eu mă gândesc că pot fi toate cauzele. Poate să fie ceva din trecutul meu care Dumnezeu vrea să mă atenționeze, fiindcă am orbit și nu mai văd și numai clopoțelul durerii te mai trezește. Poate. Poate Dumnezeu să scoată ceva bun din ceea ce este rău și cumva poate Dumnezeu vrea să mă desprindă de anumite împrejurări față de care eu m-am legat și nu într-un mod sănătos. Uneori când Dumnezeu te desprinde de un mediu, poate profesional sau poate chiar de un loc în care te-ai atașat și unde ție ți se pare că trebuie să fii, despărțirea asta, deslipirea, nu e ușoară. Vrea uneori Domnul Dumnezeu să te pregătească pentru situații grele care vor apărea și cumva omul trecut pe acolo să poată spune altora, înțeleg ce simți, am avut și eu frământările tale și uite, îndrăznesc să spun cam la ce concluzie am ajuns, fără ca să ți-o impun. Toate acestea pot fi surse, se poate uneori ca după o mare binecuvântare, după o mare reușită, cel rău să staie calea și să-ți spună în față un obstacol doar pentru că vrea să testeze binecuvântarea, fiindcă totdeauna vorbim despre Doamne, dăm binecuvântarea, dar prea puțin vorbesc despre Doamne, ajută-mă să păstrez binecuvântarea, fiindcă o binecuvântare care nu e urmată de recunoștință, de o administrare cu chipzuință, duce până la urmă la o situație mai grea decât dacă n-ai avut-o, pentru că e mai greu să ai o binecuvântare și să o pierzi din pricina neînțelepciunii tale decât să nu ai deloc, pentru că cumva te mai aștepți. Așa zice și femeia din Sunem, nu mă mai amăgi, Domnul meu, că m-am obișnuit cu gândul că nu o să am copil. Am avut și îmi spui că o să am un copil, un băiat, anul viitor, pe vremea aceasta. Nu mă amăgi, pentru că amăgirea aceasta mă face să fiu mai îndurerată dacă nu se va întâmpla, cum spui. Deci cumva, eu cred că în ce mă privești eu, toate lucrurile le iau în calcul, ca un cumul. Toate pot fi posibile. Aș vrea să te întreb în mod direct. Dacă Dumnezeu ar vrea să ne pedepsească, să ne bată, cum se zice în popor, după cum merităm noi, ar mai fi careva dintre noi în viață? Corneliu, nu cred în această bătaie a lui Dumnezeu în felul acesta. Adică, bineînțeles, dar dacă într-adevăr ar fi valabil Dumnezeu te bate, după cum meriți. Cine ar mai sta în picioare? Acum, eu pun o întrebare cumva mai grea. Pentru ce a ales Dumnezeu harul ca și calea mântuirii? Fiindcă știa că noi, dacă luăm bătaie, ne schimbăm? De ce a ales harul ca și calea mântuirii? Nu știa Dumnezeu natura omului, că omul nu se poate deschide către Dumnezeu decât atunci când este cucerit prin dragostea lui? Deci cu siguranță bătaia, în ghilimele, din partea lui Dumnezeu are alt rol, dacă ea există, în sensul în care e o pedagogie. Dar nu există bătaia ca noi să găsim calea spre Dumnezeu. Sau nu există o bătaie ca un fel de Dumnezeu s-a supărat pe om și acum îl bate. Dumnezeu nu are nervi, Dumnezeu nu are mânii de genul acesta. Să nu cumva să-L umanizăm pe Dumnezeu crezând că El e vecinul care s-a supărat pe noi că i-am ocupat locul de parcare. Nici de cum. Dumnezeu este mult, total diferit, cât de departe sunt cerurile de pământ, așa sunt gândurile Lui de gândurile noastre. Să nu avem ambiția, mândria prostească, iartă-mă, de a considera că noi îl înțelegem pe Dumnezeu în căile lui. Noi nu îl înțelegem în căile acestea ale suferinței. În altele ne-a fost dat. În altele suntem ajutați să-l înțelegem. Calea mântuirii e o cale care a fost dată omului să o înțeleagă, dar noi în privința aceasta a suferinței putem să facem ceea ce este cu siguranță fără greșeală. Să punem mâna pe telefon, să-i spunem, am auzit că tu ești prin suferințe grele, îmi pare rău de lucrul acesta și te asigur că am să mă rog și dacă crezi că aș putea face mai mult și îmi stă în putință să fac mai mult, sunt lângă tine. Ce fac eu vis-a-vis de un om care suferă
este mai important decât răspunsul la întrebarea de ce suferă el, și scormonirea nu este modul unui credincios de ar fi, ci mai degrabă alipirea de omul acela și faptul de a-l ajuta, pentru că Dumnezeu asta va răsplăti. Ai făcut ceva? Te-ai cercetat în lumina conștiinței pentru ceea ce ți se întâmplă? Vezi că Dumnezeu câteodată îți dă de înțeles că nu ești pe o cale bună. Așa mai departe. De unde am inventat noi acest spirit justițiar cu care să confruntăm pe unii oameni în suferință? Din mândrie, Cornel. Mândrie, așa. Mândria aceasta că noi știm ce altul nu știe, mândria că noi cunoaștem lucrurile acestea și faptul că la un moment dat vii și spui unui om, cercetează de că sigur este acolo un păcat, o faci pe poziția omului mândru care folosește greșit ce Dumnezeu i-a dat. Autoritatea nu ne este dată să culpabilizăm pe oameni. Uite, eu am să spun un lucru. Cu mici excepții de totale abrutizări ale conștiinței, fiecare om știe cine este condamnat. Nu există chin mai mare decât să ai o conștiință încărcată. Nu-i nevoie să vii tu să mai pui niște dureri acolo unde omul deja le are. Prea puțini oameni au ajuns acolo în care, în punctul în care să nu mai aibă nicio străfulgerare conștiința. Omul știe, omul e chinuit de vinovăție. Mai vii și tu să îl mai învinovățești. Eu mereu spun lucrul acesta și poate că asta este important. Am observat că atunci când Satana păra pe marele preot și el avea dreptate că era îmbrăcat cu haine murdare, care sigur că nu era un simbol neapărat al păcatului preotului, cât al poporului care, pentru care el miștocea. Hristos a venit și a zis: Domnul, să te mustre, Satano. Adică Dumnezeu a spus Satanei: Domnul, să te mustre, Satana. Dumnezeu și-a spus lui: Domnul, să te mustre, Satana. De ce? Pentru că intenția celui rău este să te culpabilizeze, nu ca să te conștientizeze, ca să te schimbi, ci pentru că el îl urăște pe Dumnezeu. Dumnezeu știe motivul pentru care diavolul încearcă să-l prăbușească pe om. Să-i facă rău lui Dumnezeu. Fiecare căderea noastră îl îndurerează pe Dumnezeu. De fapt, această atitudine a lui Satana în cartea lui Iov, de a-și bate joc de om în fața lui Dumnezeu, el o are și față de Dumnezeu în fața omului. Își bate joc de Dumnezeu în fața omului. Sigur. Acesta este stilul Dar, lui. Dar acum, măcar pentru finețea înțelepciunii lui Dumnezeu, dialogul pe care Dumnezeu la începutul cărții Iov îl poartă cu Satana însuși este: l-ai văzut pe robul meu, Iov? El se abate de la rău. Să-i spui răului în față că Iov se abate de la rău. Și Dumnezeu are ironia lui, pentru că cu răul în față îi spui că se abate de la rău, adică se abate de la tine, adică tu nu-l ai, nu-i al tău, nu-i sub stăpânirea ta. Și Dumnezeu are subtilitățile lui, dar trebuie să avem ochiul deschis ca să le putem pricepe. În orice caz, ăsta este ceea ce se numește pariul dragostei lui Dumnezeu. Deci, dacă măcar am reușit să ne aducem aminte de cartea Iov și să înțelegem că Dumnezeu nu îngăduie celui rău să se atingă de noi fiindcă suntem niște prăpădiți, ci pentru că în ochii lui Dumnezeu suntem aceia care el putem crede. Duce. Da, el privind spre noi spune: nu mă va blestema în față. El mă iubește și nu mă iubește pentru ce am dat, cât mă iubește pentru ceea ce sunt, pentru că acesta este veșnicul reproș al Satanei. E cumpărat. Ia atinge de ce are el, să vezi cum te va blestema în față, se va lepăda de sine. Da, cam asta este. Aș vrea să punem o întrebare, după care să intrăm într-o scurtă pauză, dar pentru dragii noștri privitori vreau să rămână cu noi și în această pauză. De aceea vreau să te întreb dacă rezultatele suferinței au de-a face cu caracterul nostru și dacă răspunsul la suferință are de-a face cu caracterul nostru, dar după o scurtă pauză. Revenim imediat. Doamnelor și domnilor, la știrea cea bună seara aceasta cu pastorul, psihologul și juristul Florin Ianovici, înainte de această scurtă pauză, am pus o întrebare foarte, foarte interesantă. Dacă rezultatele suferinței au de-a face cu caracterul nostru și răspunsul nostru la suferință trădează într-un fel cine suntem noi? Grea întrebare, profundă și extrem de tulburătoare, Cornel. Am să răspund spunând mai întâi faptul că
eu n-am știut când m-am născut că sunt deja născut într-un război. Eu m-am născut într-un război început de mult, războiul binelui cu răul și al luminii cu întunericul. Dumnezeu vrea să mă aibă pentru sine, iar diavolul caută să ne distrugă, pentru că prin aceasta e facerea lui Dumnezeu. Noi ne-am născut într-un război, deci răul era prezent când eu m-am născut. Partea mai ciudată este că rău era și în mine, în natura mea păcătoasă pe care am moștenit-o. Și atunci cumva aș putea să spun că răul e prezent în natura noastră, în natura noastră păcătoasă, fiindcă, de exemplu, unui copil de 2 ani, un copil de 2 ani pe care îl întreb, ca și în cazul meu, e o chestiune practică. Cine a dat foc la perdea și cu chibritul în mână? Și ce, nu știu. Păi nu pot să-i spun că eu l-am învățat să mintă. Deci răul este intrisec prin natura noastră păcătoasă. Aș putea să spun că răul exista înainte că eu să mă nasc, pentru că diavolul întotdeauna poartă acest război până la sfârșitul vremurilor și este clar că este un război în care eu m-am înscris fără de voie. Nu m-am înscris, am fost înscris. Dar pe de altă parte este și un rău intrinsec, pentru că răspunsul meu denotă natura mea pierdută și denotă faptul că, uite, cine te-a învățat că atunci când cineva îți spune o vorbă rea, să pui mâna pe o piatră, să arunci în el. Nu scrie niciun manual, niciodată nu ți se predă. Și totuși omul o face. De ce? Pentru că răul este intrinsec. Avem o natură păcătoasă, o fire care, cu care ne naștem și care poartă în ea acest rău. Dar vestea bună este că firea aceasta păcătoasă poate să fie dezbrăcată prin puterea lui Hristos, și Dumnezeu a dezbrăcat puterea celui rău prin firea noastră păcătoasă la cruce. Deci, cumva, da, în acest aspect, cred că suntem purtători de rău. Dar răul cel mai mare nu este acela ca tu să te manifeste rău în firea pământească, care o explicație. Dar ce faci când tu ești un om care spui că ești îmbrăcat cu Dumnezeu și te porți ca unul care nu e îmbrăcat cu Dumnezeu? Adică spune ceva despre tine. Spune ceva despre tine, spune ceva despre modul cum l-ai înțeles pe Dumnezeu, despre modul cum îl vezi pe Dumnezeu și modul în care ai primit credința. Deci, da, răul pe care noi îl manifestăm vorbește cu siguranță despre noi, sub aspectul acumulărilor, sub aspectul înțelepciunii, a minții, a sufletului nostru, a comportamentului nostru și, de ce nu, a mentalității, a opticii de viață. Că unii văd viața ca pe o junglă și atunci ei vor să fie lei și nu iepuri. Unii văd viața ca pe un prânz și atunci își facă plăcinta mai mare, știi? Depinde foarte mult de mentalitate și atunci, da, răul pe care noi îl manifestăm, da, vorbește despre noi în felul acesta. Am fost de multe ori pus în situații dificile în această viață să merg să încurajez muribunzi. Chiar în această dimineață am primit un mesaj că unul dintre cunoscuții mei de care m-am rugat este la câteva ceasuri de moarte. Nu știu dacă până la data difuzării emisiunii noastre nu cumva se va întâmpla să treacă la odihnă. Și uneori nu știi ce să spui, nu știi ce să zici. La un moment dat, țin minte că mergeam spre un bolnav care mai avea câteva ore de trăit și mă întrebam ce o să spun, ce o să zic. Am ajuns la acea casă. Omul s-a uitat la mine cu niște ochi extrem de senini și spunea: frate Cornel, să fii liniștit, eu nu mă tem de moarte. Dumnezeu este cu mine, eu știu că vine Domnul Hristos în curând. Nu mă afectează faptul că o să trec la odihnă. Să știi, să fii credincios, să rămâi cu Dumnezeu și așa mai departe. Și mă apuca un plâns de nu puteam să văd. Pentru că eu voiam să merg să-l încurajez pe om, dar el mă încuraja pe mine. Probabil că ai avut astfel de momente și întrebarea este următoarea. Oamenii ăștia sunt supra-oameni care în momentul de suferință extremă, cu cancer în stadiu 4, cu conștientizarea faptului că ei vor pleca, să te poată încuraja, să poată să spună, am un cunoscut care și-a înregistrat predica de mormântare. Și în momentul în care a murit, familia i-a pus predica de mormântare. El a ținut-o, el a încurajat pe toți oamenii, plângeau cu toții de nu mai știau de ei, pentru că omul ăsta dădea dovadă de o credință ieșită din comun.
Explică-mi ce se întâmplă. Există oameni care pot să conștientizeze suferința la nivelul acesta în care s-o consideră nevrednică de slava viitoare, așa cum zice Scriptura, și să ne încurajeze pe noi, care mai trăim o secundă, două, trei, au niște caractere alese oamenii aceștia? Sunt supra-oameni? Care e situația? Sunt supra-oameni. Sunt, nu? Într-un fel. Sunt supra-oameni, pentru că orice om care s-a întâlnit cu Dumnezeu nu mai trăiește în ordinarul, obișnuitul lui. Devine deja parte din supranaturalul lui Dumnezeu. În ce sens supranatural? În sensul unei legături cu împărăția lui Dumnezeu, pe care o cultivă încă de aici. Ferice de tine, Cornel, că ai găsit un asemenea om. Nu toate vizitele la căpătâiul celor bolnavi sunt urmate de o asemenea atitudine. Eu cel mai des am întâlnit atunea de respingere a gândului că va muri și această agățare de orice speranță pe care o dau unii sau alții că va trăi. De ce? Pentru că nu era pregătită persoana respectivă. Ar trebui să fim pregătiți pentru moarte? E greu de răspuns, pentru că moartea e nefirească. Moartea n-a fost niciodată lucrarea lui Dumnezeu. Ea a intervenit ca urmare a alegerii noastre. Dar cert este faptul că, din acest punct de vedere, consider că oamenii aceștia cred că sunt cu un picior în cer și cu un picior pe pământ. Adică dacă pe pământul acesta reușești să cultivi prezența lui Dumnezeu, că până la urmă ce este cerul? Apă, pădure? Cine am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Perfect, asta spune salmistul. Deci ce este cerul? Cerul este locul în care vom vedea față în față pe acela pe care nu l-am văzut, dar în care am crezut. Și atunci, dacă în timpul vieții dorul acesta de Dumnezeu devine din ce în ce mai mare, cultivarea prezenței lui este un exercițiu de zi cu zi, trecerea nu este abruptă, nu e dramatică. E ca acea fetiță de la școala duminicală care, atunci când se povestea despre Enoch, a strigat: știu eu, zice, cum este cu Enoch. Și a fost întrebată: dar cum e, puile? Zice: păi, Enoch, zice, umbla cu Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu a zis: e mai aproape la mine decât la tine. Nu vrei să rămâi? Și eu cred că omul care cultivă prezența lui Dumnezeu și înțelege frumusețea acestei relații cu Dumnezeu, nu părăsește cu regret pământul. Când frumusețea, bogăția, binele sunt legate doar de glie, de casă, de avere, de poziție, toate acestea le vezi ca pierderi. Și atunci nu ești pregătit să mergi dincolo. Dar când Hristos, bunătatea Lui, prezența Lui, mângâierea Lui, înțelepciunea Lui, strălucirea Lui, sunt mai puternice decât tot ce e pe pământul acesta, atunci e mai ușor să le lași, pentru că, până la urmă, acestea sunt bogății efemere, sunt bogății care n-au o strălucire eternă, pe cât celelalte sunt veșnice și au și o strălucire veșnică. Deci, propriu zis, este ce ai găsit tu acum la prietenul tău, este o sumă, e o concluzie de viață. Așa este. Da, trebuie să intrăm mai departe și mai adânc în subiectul acesta, pentru că am observat o atitudine în general și atitudinea aceasta se bazează pe multe texte biblice. Spre exemplu, cel mai folosit este: doresc eu moartea păcătosului? Nici de cum, eu vreau ca el să se întoarcă de la calea lui cerea și să trăiască. De aceea sunt foarte mulți frați care încep să susțină teologia că Dumnezeu nu aduce niciodată suferința, că Dumnezeu nu pedepsește niciodată, că de fapt cine pedepsește suntem noi și păcatele noastre și diavolul. Care este relația dintre suferință și Dumnezeu? Uite, există o schimbare de paradigmă a raportului dintre Dumnezeu și suferință. La începuturile, mă rog, când era biserica primară, în timpul bisericii primare, dacă te uiți la comentatorii care abordează Dumnezeu și suferința, toți spun: Dumnezeu este acela care îngăduie suferința, o folosește pentru maturizarea omului, pentru ca omul respectiv să fie pregătit, ca să fie un slujitor demn de a oferi răspunsuri nu din carte, ci răspunsuri care cumva sunt adeverite de trăirile pe care le are.
Iar apoi, spre partea aceasta modernă a timpului nostru, Dumnezeu este acuzat că El este nedrept pentru că lasă suferința. Deci observ că de la Dumnezeu lucrează pentru formarea omului s-a trecut la acel umanism în care omul cumva e mai presus de Dumnezeu și Dumnezeu este pus în boxa acuzaților de ce Dumnezeu îngăduie răul pe pământul acesta. Raportul între Dumnezeu și suferință este următorul: da, Dumnezeu îngăduie suferința, Dumnezeu poate să lase circumstanțe în care noi să intrăm, avem și un cuvânt, Dumnezeu pe cine iubește, pedepsește cu nuiaua, și acolo este o analogie pe care aș vrea să le-o spunem telespectatorilor noștri, și anume este fiul versus fiul din curvie. Copilul din flori. Copilul din flori. De ce Dumnezeu spune că pe fiul pe care îl iubește îl ceartă cu nuiaua și pe fiul din curvie nu îl ceartă cu nuiaua? Pentru că atunci când ai un fiu din curvie, conștiința ta este împovărată, ești vinovat și te duci și duci mai bomboane, că doar îl vizitezi. Dar cu copilul trăiești. Noi nu suntem fii din curvie ca să nu ne pedepsească Dumnezeu. Că avem o filiație în care El ne-a născut și El este Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu folosește suferința pentru educarea noastră. Noi nu am... și am dovedit de-a lungul timpului că pe noi binele nu ne educă atât de bine când ne educă în viață suferința. De ce? Pentru că aceasta este natura noastră. Natura noastră este o natură care nu se educă în mod deosebit prin bine, ci se educă din nefericire în mijlocul circumstanțelor, în mijlocul suferințelor. De ce Domnul Dumnezeu îngăduie în viața unui credincios suferința? Mai există un aspect care trebuie să-l discutăm acum. Care este raportul între Dumnezeu și suferință? Noi îl iubim pe Dumnezeu, asta spunem. Dar iubirea este o alegere. Când Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, ne-a dat voința liberă de a-L iubi pe El, Dumnezeu este clar că odată cu această libertate a lăsat tuturor libertatea să facă ce vor. Eu pot să aleg să-L iubesc pe Dumnezeu, eu pot să aleg să respect vecinul, eu pot să aleg să-i dau un cap, eu pot să aleg să îi duc o pâine, eu pot să aleg să arunc o piatră în fereastră. De ce? Pentru că în absența libertății nu există iubire. Și esența iubirii este să pot alege. Și eu putând alege, aleg ce vreau, aleg ce cred, aleg ce pot, aleg ce sunt și aleg funcție de ceea ce cred. Și atunci asigur că în această libertate pe care Dumnezeu ne-a dat-o, avem din nefericire și prețul unor alegeri proaste, pe care le putem face chiar credincioși fiind. Și aceste alegeri proaste, de multe ori nu le conștientizăm. Marea problemă este acea amorțire a simțului veșniciei, duhovnicesc, acea orbire de care Dumnezeu o spune, uneori chiar împietrire. Și acum, dacă ceva s-a bolovănit, dacă ceva a prins rădăcină, dacă ceva s-a betonat, ce folosești? Furculița? Pana? Laveta? Barosul. Barosul. Păi și atunci, ca să se spargă niște împietriri pe care noi le avem, că uneori nu ne dăm seama că am ajuns în niște situații, ce folosește Domnul Dumnezeu? Păi folosește acel instrument necesar ca noi să ne putem reveni. Și eu am văzut foarte multe situații în viață în care, nu știu, de exemplu, plictiseala. Îți se pare că este un mare risc? Destul v-ați învârtit în jurul Horebului. Plictiseala, rutina, Dumnezeu, bun, da, Dumnezeu. Și uite, vine o suferință, știi? Vine o suferință și deodată toată relația ta cu Dumnezeu se schimbă. Ce rugăciuni aprinse, ce mod de a citi scripturile, ce mod diferit de a vedea cântecul în adunare, cum sună în momentul în când treci prin necazuri, cum sună când ești... Deci, nu, raportul între Dumnezeu și suferință este următorul. Da, Dumnezeu folosește suferința chiar în viața credincioșilor, pentru că Dumnezeu are ceva de făcut, maturizare, îndreptare, corijare. Deci textul acela: eu mustru și pedepsesc pe tot aceea pe care îi iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, e valabil. E valabil și este chiar expresia dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne ceartă pentru că El dorește ca noi să fim doborâți, ci ne ceartă pentru că dorește ca noi să ne ridicăm și să-i facem voia. Ai putea să ne spui ceva ce ai învățat din suferință? Da. Am învățat că nu sunt singurul. Am învățat că suferința e aproape prezentă în viața tuturor oamenilor pe care îi cunosc. Dar am mai învățat că atunci când suferința vine, și vine la toți oamenii, buni, răi, albi, negri,
de departe, de aproape, toți oamenii trec prin suferință, dovadă faptul că copilul când se naște plânge. Și suferința se pare că vine cu noi, dar am învățat că deosebirea o face ce găsește suferința în tine. Ama nu vreau să fac o metaforă, dar dacă cu adevărat Hristos a luat chip în noi, mi-aș dori ca Hristos locuind în noi să-L lăsăm pe El să răspundă suferinței. Pentru că dacă suferința îl găsește pe Hristos în tine, va răspunde El. Dacă nu îl găsește, răspunzi cum poți. Cu firea pământească, cu durerile tale. Cum ar răspunde Hristos din noi? Păi, El este om al durerii și atât de obișnuit cu suferința. El a știut că... S-a supus dreptului judecător, exact. Și atunci când... Sigur. El spune frumos, ca și Petru, nu vă mirați de încercările de foc care este în mijlocul vostru, ca de ceva ciudat. Suferința este parte din viața noastră de zi cu zi. Ea are nenumărate beneficii. Nu fugim de ea, nu fugim de suferință, pentru că în suferință se nasc cele mai puternice caractere, în suferință se nasc cele mai adânci rădăcini. Ar trebui să o îmbrățișăm, dar cel mai important lucru este să avem încrederea că cel ce răspunde suferinței este Hristos în noi și nu firea. Adică dacă, pe scurt, dacă sunt absolut convins că sunt copil de Dumnezeu, pot să spun tot ce vine, vine din mâna Domnului și Domnul o face pentru un bine pe care, sigur, eu nu-l văd acum, dar El are în vedere. Cred că cea mai importantă întrebare față în față cu suferința este cine îți conduce viața. Dacă ți-o conduce Domnul, îi spui așa, sărutuna Doamne și pentru lucrul ăsta, mi-ai dat și binele, acum este o parte a greului, dar mă încred în faptul că tu scoți ceva bun din lucrul acesta și mă duci într-un loc unde eu am nevoie să fiu. Care este viitorul suferinței? Păi, e cu termen de garanție, adică au un termen de existență, sau cum se numește, da, un termen de expirare. Expiră. Deci avem făgăduința aceasta că Dumnezeu va face ceruri noi, pământ nou și Domnul Dumnezeu ne spune că acolo când vom fi cu El întotdeauna, suferința nu va mi fi. Deci ea e aici, limitată. Ea este limitată chiar și în viața noastră, dar ea este limitată ca și existență, pentru că Dumnezeu n-a intenționat niciodată ca omul să sufere. Asta a fost, din nefericire, alegerea noastră, fără să ne dăm seama că de fapt ne înscriem la fel. Noi ne-am înscris la deșteptăciune. Am zis că dacă mâncăm din pomul cunoștinței binelui, ne-am înscris la... Și am devenit așa de deștepți că nu mai știm ce să facem cu suferința pe care o avem. Dar cert este că ea se termină. Vestea bună este că cerul nu-i locul suferinței. Ne luăm adio de la ea, nu va mai fi tristețe, nici amărăciune, nici lacrimi pe obraz, nici întuneric, nici uși trântite în nas, nici întrebări fără răspuns, ci va fi El. El care înseamnă lumină, bucurie, dragoste, pace, înțelepciune. Crezi că mai durează mult până la momentul acesta? Până mor. Doar atât. Acum, în momentul de față, eu cred că ar trebui să ne pregătim și mă rog din toată inima pentru lucrul acesta. Uite, am observat că generația nouă, psihologii o numesc generația fulgilor de nea. De ce? Pentru că reziliența, care înseamnă capacitatea de îndurare a durerii, e mică. Bătrânii noștri nu socoteau că e un mare lucru dacă stăteau, degerau, nu mâncau, cineva le vorbea de rău. Era... Nu. Acum, vai, mi-a trimis un mesaj, vai, nu mi-a dat răspuns, vai, nu mi-a dat like. Deci avem niște drame de mai mare râsul, ca să nu spun plânsul. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că cel mai important lucru ar fi următorul. Doamne, ajută-mă să intru în zona aceasta de realism biblic, ajută-mă să fiu pregătit pentru ce va veni și pregătit înseamnă nu să stau să mă gândesc ce scenarii se vor produce, ci să mă uit în mine și să spun, ajută-mă să nu cumva să am pretenția că merit mai mult decât merit, că sunt mai mult decât sunt, ci învață-mă să mă cântăresc bine și să trăiesc cumva, dacă se poate, în această mirare pe care a avut-o și Iov. Îmi pun mâna la gură, că acum te-am văzut față în față. Eu nu m-am auzit să-mi vorbim despre tine, dar acum, după ce am văzut, mă mir că tu mai ești aici și eu că mai sunt acolo. Aș vrea să încheiem emisiunea aceasta povestindu-vă și ție și dragi noștri privitori o situație prin care a trecut marele comentator creștin Matthew Henry. Mm-hmm. Spune că într-o zi l-a găsit un hoț pe stradă și i-a spus banii sau viața și el i-a dat banii.
Și bineînțeles, coțul la bani și a plecat. La care Matthew O'Hare a mai venit acasă și a scris câteva rânduri. Și a zis așa: Doamne, îți mulțumesc că nu toate zilele sunt ca aceasta. 2. Îți mulțumesc că hoțul nu mi-a luat și viața, mi-a luat doar banii. 3. Îți mulțumesc că hoțul nu mi-a luat toți banii, ci doar banii pe care aveam la mine. 4. Îți mulțumesc că n-am fost eu hoțul, ci am fost cel prădat. O astfel de perspectivă putem să vedem multe dintre suferințele noastre ca fiind avantaje și să nu ne pierdem nădejdea. Mulțumesc foarte mult, Florin, pentru această seară absolut minunată, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost știrea cea bună. Sunt Cornel Drăvășan. O seară minunată tuturor!